oameni buni. Bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Lumina pe TV8. Eu mă numesc Andrei Bolocan și vă trimit un mesaj de la minus 18, dragii mei. E minus 18 afară, minus 18 în suflet, e tare frig. Aș fi vrut, bineînțeles, să vă spun o singură frază. Ne vedem în luna mai, dar nu pot pentru că ne-i dor de voi și vreau să vă vorbesc. În fiecare duminică la TV8 vreau să vă vorbesc. Azi vă arăt două video. Primul, despre cât de important să avem, nu un singur brat, nu unul singur, dar două, pentru că nu numai primăria îți întinde bradul, dar și guvernul. Pentru că guvernul are grijă de oameni. Tu vrei pensii, salarii, tu vrei să nu știi corupție, dar pentru și ți-ai prostiile astea când poți pur și simplu să ai un brat, nu, doi, în centrul Chișinăului. Și a doilea reportaj a zis despre luniniță de Crăciun, dar de data asta nu din Chișinău, dar de la Montreal. Să vedeți voi nebunii ăștia din Montreal. Un nebun mai cu seamă din Montreal și-a întins 100.000 de luniniți pe casă. Dar hai mai întâi să uităm la brazii din Chișinău, după care revenim la Montreal. Ui, a jingle bells away, a jingle, e frig. Ninge afară atât de frumos și în suflet sărbătoare, nu-i așa? Așa este, așa. Noroc e puraj de soare. Iertați-mă dacă astăzi o să vă par mai morocănos. Dacă o să fiu un fel de Grinch acum în ajun de sărbători. Scuzați-mi paranoia mea în general, dar eu nu cred că se poate altfel. Azi eu o să-mi permit să umblu acolo unde nu se umblă. Azi bag mâna acolo unde nu-i șerbi oala. Azi vorbim despre târgul de Crăciun din orașul Chișinău. Așa ceva Chișinăul n-a mai văzut. Târgul de Crăciun 2018 va fi unul frumos ca în marele orașe europene. Mii de luminițe vor aduce magia sărbătorilor de iarnă și la noi. De pe 15 decembrie până pe 14 ianuarie, veniți alături de cei dragi la târgul de Crăciun de pe strada 31 august. Ați observat cum a început spotul? Așa ceva noi n-am mai văzut. Dar cum să mai vedem așa ceva când administrația publică centrală face ceea și ar trebui să facă administrația publică locală? Ne-am propus anul acesta pe strada 31 august să amenajăm pomii de acolo, să creăm această atmosferă de Crăciun prin căsuțe unde veți avea posibilitatea să cumpărați suvenire, dulciuri. De asemenea, la acest târg ne-am propus să aducem peste 1500 de copii din internate. Și ați spus asta încă din toamnă, Pavel Filip s-a înțeles cu Nistor Groza... Băi, iertați-mi remarca zoologică, dar eu, până nu de mult, eu credeam că cel mai cuminte patruped din politica moldovenească este Pavel Filip. Dar asta a fost până în momentul în care primar interimar a Chișinăului a devenit Nistor Grozava. Ideea vine de la prim-ministrul Republicii Moldova, deci de domnul Pavel Filip, ca să încercăm anul acesta un mod de sărbătorire a anului noi, nu vreau să-i zic mai civilizat, dar așa cum o fac în foarte multe orașe din lume. Sărmanul stă cu privirea asta îndreptată în jos, emoționat, caută să aibă și el un ecran ca la domnul filantrop, dar n-are de unde. Și când ai să-l întreb ceva, haideți să nu spun eu ceea ce nu mă aparține, eu sunt doar un ultimul pe lista membrilor comisiei guvernamentale și nici ideea nu mă aparține, nici... partea organizatorică. Nu, asta nu, eu nici nu trebuie să fiu aici, eu în general trebuie să fiu la închisoare, dar pur și simplu am colaborat cu organele. Așadar, Cacova Hudoșnica, guvernul organizează târgul de Crăciun din Chișinău. De ce guvernul s-a apucat de organizat de toate târgurile de Crăciun la toate localitățile din țară? Ajutați-mă să înțeleg logica. Deci, noi cu părere de rău avem un buget destul de restrâns pentru toate sărbătorile de anul nou, ne-au rămas în jur de 1 milion de lei. Aha, la Chișinău nu-s bani. Dar la celelalte primării din celelalte localități din țară sunt bani. Și mai ales la guvern sunt bani. La guvern, da. Într-o țară în care se taie bugetul pentru sănătate, pentru asistență socială, într-o țară în care președintele îmblă și repară grădinițe din surse extrabugetare, mănâncă asta de la iepuraș. În această țară sunt bani pentru un târg de Crăciun ca în Europa. Târg de Crăciun pentru care deja erau bani planificați la Direcția Cultură a primăriei. Puțini bani, dar erau. Give me the money. Wait a minute, what's this? This ain't enough.
Make it enough. Apoi până la urmă, de unde are bani guvernul să mai facă încă un târg? De data asta mare, de învergură, așa cum nu s-a mai văzut. Din buget, poate? Dar dacă era din buget, trebuie să fie planificat cu un an înainte, gândit. Dar poate banii sunt din filantropie, a? Domnul numizmat, mă auziți? Ce, ați vândut cutie cu capici? E o colecție mai specială. Hei, Andrei, de ce întrebi tu de bani? Poate ei asta fac din nimic, din aer. Dragii mei, eu întreb de bani pentru că tot Nistor Grozavu a zis că bugetul la târgul de Crăciun organizat de guvern este unul vesi pis. Bugetul pentru târgul de Crăciun este net superior pentru că acolo se dorește și așa se va face ca totul să fie făcut de organizatori, iar dacă comerciantul vine, el preia totul deja pregătit. La ei bugetul mare pentru că se dorește, se organizește, dar la noi cere... se primește. Dar hai să ne întoarcem puțin la spotul de promovare. Vreau împreună să observăm un lucru. Fiți atenți la ce ni s-a mai spus acolo. V-am pregătit o zonă pentru cei mici. Un colț de poveste. Un brad cum trebuie să fie brazii. Un brad cum trebuie să fie brazii. Un brad cum trebuie să fie brazii. Ne spare nia sau o leactare? O leactare. Niroasă. A mesaj politizat în acest spot video? Și tot asta în contextul unei Silvei Radu care o dă în bară cu bradul? Și tot asta în contextul unui Nistor Grozavu care mai de mult a recunoscut că... Anii precedenți, ultimii ani, noi am comis unele greșeli. Eu vorbesc despre caruseluri în piață, poate și pomul de Crăciun. De câte ori ne-ați criticat dumneavoastră că ba era strâmb? Și dacă noi credem că ar trebui acum cumva să comparăm acești doi brazi ăsta din Piața Mare Onorului Naționale și acel care va apărea pe 31 august, în niciun caz să nu strâniți zâzanii, tfu! Vor fi doi, numai nu vreau să spunem că îi divizăm, unul e a primăriei, unul e a guvernului. Da, să nu vă rog să nu vorbim în felul acesta. Vă rog, nu ne certem, bem ceai, nu ne deorgăim. Prieteni, numai eu văd un spot care este ultra-mega tendențios, un spot care politizează subiectul bradului în cel mai direct mod, un spot la care duhnește a trandașiri de la Băcioi din Sport Club. Oh, yeah! Prieteni, mai ales cei cu un spirit civic bine pronunțat pe Facebook, mai ales cei care au văzut postarea sponsorizată de la târgul de Crăciun și-au băgat inimioare și-au turnat comentarii drăgăstoase. De unde b***a bucurie în voi pentru faptul că primăria municipiului Chișinău a fost pur și simplu amputată din toată structura noastră de stat? De unde tata bucurie când tu nu știi din ce bani se organizează tot asta? Și de unde tata inimioare când în continuare noi suntem așa care ne întrebăm, dar de unde-s banii și cum vor fi cheltuiți acești bani? Nu autoritățile ar trebui să ne-o spună din start? Nu autoritățile sunt acele care declară cursul pro-european? Vei, dar tu vrei orășel z***? Ca la Europa, dar arată că respect legile ca la Europa, arată în transparență decizională ca la Europa, transparență în buget ca la Europa. Sau tu iei exemplu de la prietenul nostru, providerul de internet Elan Shore, care a pus sintagma inostranne investore și cu asta s-a rezolvat întrebarea, așa? Dipari, inaugurarea sărbătoare. Mulțumesc, cu sărbătoare, pedoc. Așa-i, domnule Pavel Filip. Mulțumesc pentru răspuns. Și ia că așa, dragii moșului, s-a străduit biata Silvia Radu, a adus pomul de Crăciun, l-a cheptănat, s-a războit internetul, a discutat și a răzdiscutat subiectul ăsta în dreapta și în stânga, ca la urmă tot Pavel Filip să rămână erou. Ei, da, noi pentru prima oară când asta se întâmplă, noi cu voi chiar dacă suntem niște droghiști, niște nacarmani care fumăm marihuanele, noi ținem minte că nu este pentru prima oară când Pavel Filip o face primarul. Au nu el a fost cel care a cerut ca gheretele să fie evacuate din grădina publică Ștefan cel Mare. Au nu el s-a implicat în problema evacuării gunoiului. Au nu Pavel Filip s-a implicat și în problema depozitării crengilor după intemperiile din luna aprilie. Pavel Filip, asta e ca șampun Head and Shoulders, ei, formula 2 vadnom, știi? Și șampun și apă. Pavel Filip, și prim-ministru, și primar. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc celor care mă susțin pe Patreon. Acești oameni sunt my everything și fără de ei, emisiunea Lumina n-are cum să existe. Dacă și tu ai văzut emisiunea Lumina, ți-a plăcut, ai vrea să o susții, dar încă nu știi cum, poți să o faci foarte simplu pe link-ul de mai jos. www.patreon.com/fedot sau direct PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. A, apropo, încă ceva, noi cu Nat am lansat recent un nou produs online, se cheamă Internetul Grăiește, că puteți să vedeți, asta e parte de fapt din decor, astea sunt niște panouri care absorb sunetul. Aici e un computer care stă în clionca, pentru că noi respectăm tradiția. Mama, tu mă urmărești? Ții minte cum noi ținem pultul în clionca? Așa și noi computerul și ia că acolo e platou de filmare. Ups!
Nu vă arăt prea multe, nu vă răsfăț eu cu prea multe. Vă îndemn fuga fugulița să urmăriți internetul grăiește pe Facebook, YouTube, Google Play, iTunes, SoundCloud. Nu numai unde noi nu suntem? La publică! A, da, tocina. V-am cuprins și ne revedem data viitoare. Pupicei. Două sărbători de Crăciun, doi de an nou. Cred că și normal să avem și doi brazi. Într-o oarecare măsură. Dacă le place lor să facă doi brazi, înseamnă că au bani și au chef de distracție. Ei, și acum, cu spiritul sărbătorilor în veni, veniți, vă rog, într-o scurtă vizită la noi la Montreal, eu împreună cu Nata, în cadrul emisiunii Internetul Grește, despre care v-am vorbit anterior. Da, da, noi în fiecare joi, seara, facem live pe Facebook o emisiune Internetul Grește. Mai scurt, hai să vă povestesc unde am ajuns noi cu Nata, într-o seară friguroasă de duminică și ce-am găsit noi la Montreal. Bună seara! Bună seara de la Montreal! Internetul grăiește că aici pe insula Montreal, într-un cartier care cu nimic nu e mai deosebit decât toate celelalte, se întâmplă un lucru ieșit din comun și pentru că noi am aflat despre el din presă, am decis să venim aici cu echipa noastră ca să vă povestim și vouă despre ce internetul grăiește. Cu echipa noastră să înseamnă 3 copii care îngheață și așteaptă noi să filmăm asta. Dar ce înseamnă asta? Asta e produsul muncii unui băiat tânăr de 24 de ani care a găsit 3 săptămâni libere și 50.000 de dolari ca să facă asta. Ia ca asta. Ia ca asta. Ia ca asta. 100.000 de leduri în jurul unei case în care el locuiește cu părinții lui. Hai să filmăm și... de-a lungul trotuarului. Hai, fii frumos. Și vrem să vă mai povestim că noi avem impresia că băiatul ăsta nu prea a avut Crăciun în viața lui, pentru că ăsta e al doilea an în care Hajar, că așa îl cheamă, vine dintr-o familie. Sami îl cheamă. Hajar e numele de familie. Sami Hajar. El vine dintr-o familie de creștini din libanezi, da? Da. Care iată că al doilea an la rând își decorează curtea și casa. O nebunie ce face el aici, toate astea cu un singur scop. Ca să ajungă la un concurs organizat de ABC în Statele Unite ale Americii, un concurs pentru cei mai nebuni decoratori de Crăciun. Noi credem că noi credeam că, băi, omul are bani și o permis, are afaceri și o permis să spună 100.000 de luminițe, dar de fapt, la mijloc este participarea într-un concurs care este pan-nord-american. Presupun că în Mexic nu există oameni care participă la acest concurs, dar în Statele Unite și în Canada sunt oameni doritori să-și pună și el puțin 100.000 de luminițe, pentru că asta e un fel de entry level, adică tu nu intri în concurs decât dacă ai și el puțin 100.000 de luminițe în jurul casei. Dacă treci un curs de 3 zile în Nashville, Tennessee, în care te învață cum să sincronizezi lumina cu sunetul, spui switcher de electricitate și așa mai departe, și că tot asta pentru ca omul să aleagă, dar și care-i premiu măcar? 50.000 de dolari. A, deci el tu cheltuie 50.000 de dolari ca să câștige 50.000 de dolari. Genial. Și încă o chestie interesantă. Sami, succes! În fiecare seară, până pe 5 ianuarie, acest spectacol de lumini este sincronizat cu muzica, deci oamenii pot veni și pe parcursul la câteva ore să vadă cum băiatul ăsta e sărit de fix, cel puțin la tema Crăciunului, a învățat să sincronizeze ca lumina să se joace cu muzica. Noi am scăpat momentul ăsta, dar nu contează. Noi am avut altceva. Noi am mâncat carne de căprioare de la fratele tău și am întârziat cu 3 minute la spectacolul de sunet. Mai este o chestie. Asta e al doilea an în care Sami face treaba asta. Anul trecut, săracul, a dat o leacă în bară. Anul trecut, el a decorat toată curtea cu eroii din Despicable Me, cu minionii, ca să afli că ABC de fapt aparține celora de la Universal, dar minionii sunt ai celora... Nu, invers. ABC colaborează cu Disney. Cu respectiv, Disney, ca da. Să participi în concursul ăsta trebuie să decorezi casa doar cu personajul care fac parte din Disney. Și anul ăsta el a ales Elsa, Olaf, motivul la Frozen. Dar până adică anul trecut el a dat-o în bară și drept anul trecut el n-avea decât 15.000 de luminițe în jurul casei, așa că el oricum n-avea șansa să câștige mare premiu. Mai scurt, asta așa e de frumos, este incredibil și cel mai interesant. Omul ăsta a investit propriile resurse și a luat 3 săptămâni de concediu de la muncă, a făcut training-uri, a dedicat timp. Pentru ce? Pentru ca acest loc să devină unul de atracții pentru toți gura cască de-al de noi. Greșit, pentru ca internetul să grăiască. Și acum, după ce ați văzut toată priveliștea asta frumoasă, probabil că vă chinuie niște întrebări existențiale. Ca de exemplu, ce spun vecinii? Nu spun nimic! Acolo e pădure, nu-s vecini, acolo e pădure, înțelegi? Acolo n-are decât o grămadă de copaci care... Casa de alături e tocmai peste un garaj, așa că nu-s deranjați de lumina asta de acolo. Dar, cert este că el în fiecare seară la ora 9 întrerupe muzica. Da, și la ora 3 noaptea deconectează toate luminițele. Da, deci luminile astea ar până la ora 3 dimineață.
respectiv nicio șansă ca ele să fie furate de cineva. A doua întrebare existențială... foarte mare șansă, dar eu nu cred că lumea vrea să facă asta. A doua întrebare existențială legată de nota de plată pentru electricitate. El a spus că el nu știe încă ce notă îl așteaptă, dar având în vedere că el folosește leduri, ledurile consumă foarte puțină electricitate, respectiv nu-și bate capul omul, mai ales că el o cheltuie deja $50,000 pentru această instalație. Hai noi să ne batem cap că Magda mănâncă zăpadă. Magda, zăpada și e galbenă, nu o mânca. Dar aici poți fumezi, tăi ce vrei, mir, nirie să poți să vină în coasă. A, măi, da, apropo, dacă aveți rep de muie ca un untă, fotografii dacă aveți de făcut, nu vă duceți la Ștefan cel Mare, veniți în coasă, o să vedeți pe el sau la balcon, tot fel de Olaf. At pizza Olaf, câți Olaf are? 30 de Olaf, ia uitați-vă. 30 de Olaf în jurul casei, incredibil. Mai scurt, unii dintre voi probabil se întreabă, ăsta e un caz clinic sau nu? Eu zic, dacă toate cazurile clinice vor avea așa manifestări, apelați cât mai multă lume să fie așa bolnavă. Hai să-i urăm sănătate lui Samir, dacă tot ești bolnav. Da, îi dorim sănătate și noi neapărat vom reveni și la anul, pentru că eu cred că el nu o să se lasă bătut până nu va câștiga acest concurs organizat de. Dar cum crezi, doamna Silvia Radu, dacă vede acest reportaj, va fi sau nu motivată să facă din Chișinău un oraș mai bogat, mai plin de luminițe? Că zic că ea tot vrea să participe la concursul la ABC. Mulțumim! La revedere! Iepuraș de soare, vă mulțumesc mult pentru atenție. Emisiunea Lumina în continuare poate fi urmărită atât la TV8 cât și pe interneturi. Vă pup, vă cuprind, numai bine și ne revedem când ne vedem. Sau ne vedem când ne revedem.